și m-am întâlnit, ai bună seara, dragul meu, de-am venit, ai bună seara, și cu cine m-am întâlnit, hai da bună seara, ca să seară-i seară mare, hai bună seara, pentru toți e sărbătoare, hai da bună seara, ca să seară-i seară. Seara, să petrecem împreună, hai bună seara, am venit cu voie bună, hai bună seara, să petrecem împreună, hai da bună seara, vom petrece, vom cânta, hai bună seara, inima ne-o bucura, hai da bună seara, vom petrece, vom cânta. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara, și paharele chinați, hai bună seara. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara, și paharele chinați, hai da bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara, lăsați relele deoparte, hai bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara, lăsați relele deoparte, hai da bună seara, dragul mi să mă petrec, hai bună seara, că și așa relele trec, hai bună seara, dragul mi să mă petrec, hai bună seara, că și așa relele trec, hai da bună seara, și-o petrece împreună, hai bună seara, și-o avea inimă bună, hai bună seara, și-o petrece împreună, hai bună seara, și-o avea inimă bună, hai da bună seara. Ne aflăm de această dată, stimați telespectatori, într-un loc în care eu nu am mai filmat cu emisiunea Ora Veseliei. E vorba de Botoșani de această dată. Observați că și eu am un pic de emoții, dar voi, cei care sunteți obișnuiți cu scena, cu televiziune, veți veni alături de mine și vom face pentru cei dragi un spectacol extraordinar. Vreau să vă spun că pentru a doua oară sunt într-un loc minunat, poate unul din primele locuri din Botoșani, pentru că avem niște gazde deosebite, pentru că este un loc unde oamenii pot să asculte și muzică bună, unde pot servi, de ce nu, și un pahar de vin bun și o bucătărie moldovenească autentică. Tocmai de aceea, în aplauzele dumneavoastră, să o invităm lângă noi pe doamna Magda Șoptică, gazda noastră din această seară. Vă mulțumesc încă de la început că sunteți o gazdă primitoare pentru noi. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre locul unde ne aflăm în acest moment. Bună seara, în primul rând. Vreau să vă spun că suntem deosebit de încântați să vă avem oaspeții noștri în acest complex. Este un complex tânăr care există de la începutul acestui an. Este un complex extraordinar, creat de doi oameni extraordinari, deosebit de sensibili, care apreciază mult valorile tradiționale moldovenești, valorile familiei și care au găsit în acest loc o oază de liniște spirituală. E vorba de un complex este un complex mai amplu, dintr-un hotel și restaurant, da? Așa este. Este un complex tânăr, cum vă spuneam, dar cu perspective. Când ați făcut lansarea oficială? Uite, noi am ratat acest moment, dar promitem această că această lansare s-a realizat în acest an, cum vă spuneam, pe data de 27 aprilie. Așa. Cei care au realizat acest minunat complex sunt o familie celebră în România. E vorba de Mihaela și Cristi Borcea, doi oameni extraordinari pe care și salutăm în acest moment și aplauzele noastre pentru deci, într-adevăr, un loc deosebit, un loc în care te simți foarte bine, un loc în care, mie îmi pare rău că nu stau în Botoșan, cred că
până la urmă o să cer viză și la Botoșani. Vă așteptăm cu drag. E un loc în care mi-aș dori întotdeauna să vin, să mă întâlnesc cu prietenii, să beau un pahar de vin, să închei un contract. Așa știu, este. Poate pentru o petrecere, pentru un revelion, pentru oricând, că va veni și revelionul. Oricând, chiar și în acest an vom organiza un revelion în spiritul tradiției moldovenești, mai ales că și motoul acestei locații, acestui complex, este muzică pentru suflet, prietenie pentru inimă și excelență gastronomică pentru simțuri. Muzică, da, puteți aplauda. Să ne spuneți câteva cuvinte, aveți și o muzică foarte bună, un băiat și o fată, așa să le spuneți este. Numele. Este vorba despre familia Parasca, Dorin și Cristina, care cântă în această locație de la început, cu care noi ne mândrim, sunt doi profesioniști adevărați și pe care sperăm să-i avem întotdeauna alături. Poate la emisiunea viitoare vor dori să cânte și pentru telespectatorii noștri câteva melodii. Sigur că da, eu cred că așa va fi. Să spunem că e un an bun pentru dumneavoastră, ați debutat este, așa cum trebuie. Așa, data trecută când am venit să prospectăm zona, cum se spune, am văzut că aveți clienți deosebiți, cu bucatele, tot am uitat eu, soțul dumneavoastră are el un secret culinar, o să-l spună poate și soției mele, are o specialitate de fapt bucătăria așa dumneavoastră este. Și eu zic că merită, spus telespectatorii așa noștri este. Și mai ales cei din Botoșani, îi așteptăm să vină pentru că uitați, organizăm și emisiunea aici, să spunem la unul din cele mai importante restaurante și hotel, din complex oraș. Comercial, complex, sau cum îi spuneți complex, dumneavoastră? Complex, restaurant. Și turistic, și, nu? Și pentru turistic, că vin și sigur turiști. Că da, pentru turiștii care vor să ne cunoască zona, este o zonă deosebită din punct de vedere al tradiției moldovenești, o zonă, pot să spun, puțin exploatată, de aia noi ne-am dorit această emisiune în complexul nostru. Și noi vă mulțumim și o să vă rugăm să rămâneți împreună cu noi mare ca plăcere. Să ascultați artiștii pe care noi i-am invitat cu în această plăcere. Ediție. Vă mulțumim foarte mult! Aplauze seara pentru bună. Gazdele noastre! O să invit lângă mine pe doamna Nicoleta Cojocaru în aplauzele colegilor de platou. Nicoleta, dragă, tot frumoasă ai rămas. Nici nu se poate altfel, nu? Păi cum stăm cu televiziunea? Că și tu colaborezi cu o televiziune concurentă aici în zonă, ești vedetă, ești realizatoare? Cum? Care e? Da, realizator și prezentator. Uite, al emisiunii Un cântec în dar. Eu îți promit că pentru tine și pentru telespectatorii tăi o să fac o excepție și o să îți dau posibilitatea să-mi difuzez melodiile, mai ales da, Nea Vasile să nu lipsească. Cu mare plăcere, mai ales că chiar și se apropie sărbătoarea de Sfântul Vasile, nu? Asta e sigur că da. Spune-mi ce noutăți ai, pentru că tu ai mai fost în emisiunea noastră. Cu ce noutăți? Ce ai mai făcut? Ce ai mai... Ai cules via, porumbul, păpușoi, astea cum stăm? Nu, că pământ părinții mei nu mi-au dat. Așa nu că... ți-au dat pământ. Nu, nu, am cules alte roade care fac parte din viața fiecărui om. Așa, nu? Așa. Bun, și ce ne cânține această seară? Vreau să dăruiesc cântecul Mă vorbește lumea în sat tuturor celor care nu, mă dragi cunosc. Dragi telespectatori, să știți că nu iese fum fără foc. Nu te vorbește degeaba în sat, să știi. Pe nimeni nu ne vorbește degeaba, nu? Au un motiv, motiv cu siguranță. Eu sunt convins. Care e motivul? Spune aici adevărul în fața telespectatorilor. Nu știu, ar trebui să-i întrebăm pe dumnealor că au să ne răspundă cu siguranță. Deci asta e cu vorbitul, da? Păi atunci hai să vedem dacă ai un mesaj pentru telespectatorii noștri. Da, după cum am spus, acest cântec îl dedic tuturor celor care îmi îndrăgesc toate cântecele, și prietenilor și dușmanilor. Și tot această melodie și pentru toți cei care ne vorbesc în sat. Haideți să auzim melodia, distracție mare!